Era în vârstă de 16 ani, Iosif Mihaela. Costumul meu popular reprezintă zona de nord a Văii Argeșului. Acesta este format din maramă, țesută din fir de borangi și fir de mătase, prinsă în legătură din catifea neagră pe care sunt cusute mărgele de diferite culori și diferite mănii și floare roșie prinsă în păr. Ea este cusută în urma acului pe marchizet cu fir de moliniu de diferite culori și fluturi aurii, având ca model motive florale. Aceasta este încheiată în cheiță, făcută cu inghița, iar partea de sus este încheiată în guler, cusută în urma acului. Partea din fața ei se numește ciupac, mâneca este dreaptă, iar partea de sus se numește altiță. Aceasta se continuă și este încheiată în colțișor, făcut cu inghița. Ea se continuă cu poalele, de care sunt prinși fodorii, aceștia fiind încheiați în colțișor, făcut cu inghița. Betele, cu care este prinsă fota, sunt țesute în război cu fir de melană de diferite culori. Fota este țesută în război pe fond negru, cu fir metalic auriu și fir de mătase de diferite culori, având ca model motive geometrice. În picioare port șosete de lână tricotate de bunica mea și opinci din piele de porc prinse în nojiță. Să trăiți în bambolii.